E o vorbă care spune așa: când faci rău, nimeni nu uită. Când faci bine, nimeni nu-și amintește. Ete, mie mi se potrivește la fix. Îl întrebai pe vecinul: hai mă vecine, scuză-mă că te deranjez. S-a scos cumva miercurea din calendar? Și ce nu? E, nu! Păi cum să nu se scoată? Păi zic, acum un an ți-am dat într-o zi niște bani. Cred că era sâmbătă, duminică. Și mi-ai spus, ți-am mai cerut 1 milion până miercuri. 1 milion până miercuri. Și miercuri te-ai făcut. Și de atunci am tot așteptat să vină miercuri. Și astăzi mi-a dus aminte că se făcu anul. Și uite că ăștia au scos miercurea din calendar. Rămăsă și milionul ăla. Ba, să rămâi dumneata în milionul ăla. Că dacă ai burta goală, cu 1 milion o umpli. Da, și tu și pe familiei tale. Tu ai umplut-o pe nevastă ta. Și aici, și aici, și aici, și aici, și aici. Că dacă o înțep cu acu zboară, ca fluturași. Da, dar mie n-ai să-mi dai banul meu. Deci, când faci bine, când faci rău, nimeni nu uită. Când faci bine, nimeni nu-ți amintește. Exact ce am spus. Da. Nu știi cum s-o mai dai. Nu știi cum s-o mai dai. Știi? Dacă îți cere și nu-i dai, zgârcită ești. Zgârcită. Are omul, vezi, la necaz, nu-i dai. Dacă îi dai și nu ți-i mai dă înapoi și îi ceri, ai tupeu. Asta înseamnă nesimțire să-ți ceri banii tăi înapoi. Rămasă și ne. Să mor tu. Păi îmi urez să rămână în ei. Hai, așa îmi urez. Asta e, bine că s-a scos miercuri. Nu mai dau deloc să nu mai fie nici pentru joi, nici pentru duminică. Mai bine spui, dă-mi, că n-am și nu ți-i mai dau. Ca să știu dacă îți dau sau nu-ți dau. Hai, vă pup!